Da, ok. Apare. Perfect, perfect, perfect. Bun. Până să ne organizăm noi, aș vrea să știu dacă invitatul nostru de astăzi se află deja în chat și să nu-l ținem prea mult, să Doctor, aștepte după așteptă noi. răbdător. Ah, bun. Bună, bună. Marius, George, nu știu cum ți Răspund, se răspund la spune. amândouă, răspund la amândouă. Este perfect, perfect. Bun, atunci o să spun Marius. Poate mi este mai comod, poate și pentru că am un frate pe care îl cheamă Marius. E mai Foarte simplu. bine. Bun. Marius, poate mai stăm încă 2-3 minute să mai întreținem atmosfera, să mai vină ceva lume și după care aștept cu mare nerăbdare să ne povestești lucruri pe care noi nu le știm. Suntem, cum spunem noi în cripto sau cum se spune și în jocuri de către copii, suntem nubi. Și atunci preferăm Păi să aflăm de la cei care știu. dacă doriți, vă spun o povestioară legată de cripto, pentru că eu sunt nu noob, sunt foarte noob. De ce spun chestia asta? Eu am avut tangență cu cripto doar în momentul în care studenții mei din Cluj au zis: măi, vreau să fac ceva pe zona de securitate cripto. Primul an a zis: păi, o fi cineva care n-a e implicat în zona asta, bun, hai să vedem ce vrei să faci. În 2 săptămâni am avut 10 studenți și am zis: ok, trebuie să mă pun și eu pe învățat cripto. Și cum poți să faci mai bine treaba asta decât să te joci cu cripto, nu? Asta a fost acum un an și am zis: bun, dragii mei, ce să cumpăr? Nu vreau să investesc bani, că nu mă pricep. Ceva așa foarte ieftin, să vedem ceva, să văd cum funcționează, să până citesc, să învăț și eu niște lucruri. Și mi-am cumpărat, bine, vă rog să nu râdeți foarte tare, mi-am cumpărat și Shiba Inu. Eram sigur, asta Deci am vrut să zic. am cumpărat, dar nu mult, gen, cât să fi zis, 200 de euro, ceva de genul ăsta, sau dolari, ceva mai mult. Și citind de blockchain, de una, de alta, a rămas fermecat de ce poate să facă blockchain-ul și cum l-ai putea aplica, cum ar putea fi aplicat în zona de securitate, criptologie și nu numai. Și finalmente am uitat, mi-am și uitat contul, de fapt, de la asta, cum se numea, crypto.com, cred că, da. Și la un moment dat îmi trimite un student primele 2 capitole ale lucrării. Și mă gândesc, măi, hai să deschid și eu aplicația. Bineînțeles că o trebuie să caut o grămadă de timp, cârnați la unde cuvinte. Și când am deschis, 1000 și ceva de dolari. What? De unde? Come on, frate, de unde banii ăștia? Și bineînțeles. Thin air, așa se spune. Da, și bineînțeles, cum v-aș fi gândit cu toții, care e primul gând când vezi treaba asta? Bă, de ce n-am investit mai mult, nu? Hai să mai pun și să nu-i vând. Da. Dar să știți că i-am vândut imediat și am făcut bine, pentru că ajunsese puțin, deci a ajuns, nu știu la cât a ajuns în momentul, 700% sau ceva de genul ăsta a crescut și nu i-am vândut chiar la apogeu, ci, nu știu, la vreo 2-3 zile după. M-au încasat bine, m-au încălțat cu comisioane cele de la cripto, dar, în fine, am câștigat foarte, foarte mult. Și ce am făcut după? Am învățat mai departe. Cum? Am investit în mai multe acești am investit în mai multe monezi. Ai extins portofoliu. Da, uite, asta e termenul. Extinderea portofoliului. Chiar în Da. 2 aplicații diferite. Trei chiar. Ah, Și bun. mai multe monezi în sensul l-am distribuit în mai multe tipuri. Și din nou am uitat. Iar acum, în timp ce mă gândeam la despre ce să vă vorbesc, mă uitam la portofolii și mi-am dat seama că suntem jos de tot, adică suntem. Sunt jos de Da, tot. până la urmă este toată piața și noi cu drag
Noi cu drag, Marius, te ajutăm și te sprijinim din toate. Te-am întrerupt și mi-am permis să te întrerup pentru că, de fapt, eu n-am făcut o introducere, ne-am apucat de povestit și n-am făcut o introducere și vreau să știu să te introduc pentru cei prezenți. Noi avem un voice în fiecare zi de joi pe diferite teme. Mi-am propus ca în perioada următoare să aduc persoane care știu ce vorbesc, persoane și din alte domenii, pentru că degeaba ne învârtim noi tot în spațiu cripto, trebuie să și învățăm anumite aspecte. Dragilor, în această seară îl avem prezent pe George Marius Sincă, care este întâlnirea va fi una despre securitatea cibernetică. Și invitatul nostru de astăzi este ofițer de securitate informatică în cadrul MEI, în cadrul Ministerului de Interne. Marius, îți mulțumesc în numele comunității pentru că ai acceptat invitația noastră. Mă simt onorat să te avem alături de noi. Ești binevenit oricând, dacă îți face plăcere. Și bineînțeles, ești binevenit și în comunitate dacă vrei să te ajutăm în drumul ăsta pe care, nu știu, l-ai început într-un fel sau altul. Acum rămâne de văzut dacă o să vrei să-l și continui. Deci încă o dată îți mulțumesc. Vă mulțumesc pentru invitație tuturor. Și vreau să considerați întâlnirea din seara asta ca și cum ai sta la o masă cu un prieten care nu neapărat vine din acea zonă cu tine. Și pot să încep cu faptul că, pe lângă faptul că sunt de fapt ofițer de securitate, Chief Information Security Officer, acum românește sună ciudat, ofițer de securitate, știi? Așa? Da, da, da. Adică securist. Da, deci nu sunt securist și nici milițian, da? Am ajuns într-o conjunctură în poziția asta pentru că Dumnezeu așa a croit pentru mine, poate, nu știu, cariera. Și tot dintr-o conjunctură am ajuns și la universitate să predau același lucru. Dar dintr-o dorință a mea am ajuns să fac împreună cu prietenii și familia și o fundație, să întemeiem o fundație, se numește Fundația Sincă. De ce numele ăsta? Nu din lipsă de modestie, ci din nou, hai să spunem o chestie comică, am mers la avocat și am spus, măi, uite, nu încep la documente, spune ce să-ți aduc, tu pui un nume și va fi bine că oricum eu vreau să fac un centru de educație și cercetare pe fundație, nu să mă duc cu numele fundației în față. Și ce a fost lui mai comod decât să pună numele de familie, știi? Dar, în fine, trecem peste. Se poate schimba numele, dar nu știu dacă mai are sens, pentru că oricum noi, poate o parte dintre voi știți deja. În curând, 2-3 săptămâni, sper să reușim să finalizăm un centru de educație pentru copiii refugiaților din Ucraina, aici în Oradea. Sunt din Oradea, apropo. Și tocmai lucrăm la el, adică amenajăm, căutăm meseria să vină să finalizeze lucrarea ca în final să putem oferi aceleași condiții sau poate chiar mai bune pentru copiii refugiaților pe perioada războiului, iar ulterior să mergem să ajutăm și copiii noștri din comunitățile noastre de aici. Suntem o fundație care avem trei mari piloni. Primul pilon este partea de cercetare. După cum spunea și antevorbitorul meu, nu poți face un lucru fără să studiezi înainte, chiar intens, fără să cercetezi, să vezi pe ce construiești. Altfel, risci să-ți construiești o casă pe nisip și să o pierzi. Iar în urma cercetărilor noastre vom face educație, o educație bazată pe concret, nu pe povești, nu pe politici, care poate ar merge sau nu. Da, deci asta este prima parte, primul pilon. Al doilea pilon este educația. Ce dorim să educăm? Dorim să educăm copiii care au această clipire și nu au posibilități
materiale sau din perspectivă socială, culturală, nu pot să ajungă la anumite standarde cerute de societate. Și noi vrem, ne dorim foarte, foarte, foarte mult să creștem acești copii. Această dorință este datorită faptului că soția mea este profesor, are o carieră de profesor în spate, acum este director la o școală din Bihor și eu predau la universitate. Și de aici dorința de educație. Iar al treilea pilon este cel social. Toate se împletesc una cu alta. Nu mergem să dăm de mâncare săracilor pe stradă. Sprijinim fundații și organizații care fac lucrul ăsta, dar noi dorim să sprijinim cei care au capacitatea, după cum am spus, și nu au resursele necesare. Vrem să ne concentrăm pe o nișă și am ales această nișă. Dacă Dumnezeu ne va pune și altceva pe inimă și ne va deschide noi oportunități sau perspective, le primim cu drag. Deocamdată asta facem. În acest context, cu Ucraina, au trecut prin mâna noastră undeva deja pe la 1400 de cetățeni ucrainieni. Avem încă disponibile undeva la 250 de locuri. În acest moment avem un tranzit de între 50 și 110 persoane pe zi și le oferim servicii complete de la triaj, asistență medicală, psihologică, mâncare, accommodation, cu tot ce ține de ea. Bun, cam asta este ce facem noi în fundație, iar astăzi vreau să deschid nu neapărat o cutie a Pandorei, ci vreau să luminez puțin într-o zonă pe care cu siguranță și deși voi sunteți curioși, partea de anonimizare online. Și vreau să știu dintre cei care sunt în acest chat cu noi, câți dintre voi sunteți cunoscători despre ce înseamnă anonimitatea sau anonimizarea online, a datelor, a informațiilor, a tot ce ține de partea cyber, crypto, whatever. Nu numai cyber, crypto, și în... Tot ce înseamnă de partea de securitate, sau cum să zic, tot ce înseamnă de partea de acces în, și tehnologie în sectorul virtual, digital, cibernetic. Aici sunt prezent. Eu aș putea spune că sunt cât de cât am o legătură destul de strânsă cu această parte. Foarte fain. Eu la fel. Mă bucur tare. Ok. În general, da, pentru că asta ține mai mult de GDPR. Ok. GDPR, da, sunt poate. Sunt persoane în grup care știu, deci ca și grup crypto, suntem destul de cunoscători cu privire la privacy și anumite tehnici și tactici de anonimizare și așa mai departe. Deci nu suntem chiar străini. Pot să vorbesc în numele multora. Super, eu nu știam care este nivelul vostru a tuturor de cunoștințe cu privire la partea de anonimizare online. M-aș bucura foarte tare ca pe viitor, dacă mă veți mai invita, să știu o doleanță. Gen, uite, doresc să știu mai mult despre criptologia cuantică cu ceea ce privește în zona cripto, dacă este perspectivă. Zic și eu acum, da? Putem să mergem și pe întrebări și răspunsuri. Da! Să prezentăm o anumită tematică. Cred că putem dezvolta pe parcurs multe, multe idei. Cel puțin și asta e o variantă. Da, cred că la final am luat câteva întrebări. Acum, ce ne interesează pe noi, Marius, așa cum a specificat și colegul meu, Playmaker, în general, în cripto, lumea este destul, cel puțin noi aici în comunitate, încercăm să educăm enorm de mult legat de partea asta de privacy. În primul rând, avem în vedere că participăm în tot felul de proiecte în care nu este neapărat necesar să-ți dai niște date, adică nu trebuie să faci, să treci măsuri de verificare a identității sau chestii de genul ăsta. Recomandăm să se folosească tot felul de nickname-uri și chestii de genul ăsta atâta timp cât nu este necesar. Deci cei care sunt prezenți aici în comunitate, marea majoritate, sau cei care sunt activi, au cât de cât habar. Ce mi-ar place mie să
să putem să discutăm noi în voice-ul ăsta, mai degrabă cred că ne-ar ajuta foarte mult să ne explici un pic. Eu recunosc că nu am stat să studiez domeniul, dar știind că o să te-am invitat, am stat și m-am uitat pe YouTube la câteva chestii de genul ăsta, să știu exact despre ce este vorba. Probabil că nu toată lumea a făcut la fel și nu toată lumea înțelege ce înseamnă jobul tău și ce implică el. Deci dacă ai putea să ne spui în linii mari ce înseamnă cyber security, la ce ne expunem în momentul în care interacționăm cu netul ăsta care face parte din viața noastră minut cu minut, din păcate, și cum am putea să ne protejăm cel mai bine. Cred că cam astea sunt direcțiile care probabil ar fi de interes și eventual poate la final, dacă există câteva întrebări targetate. M-aș bucura foarte tare. Mă scuzi, Crypto Divide. Ce aș mai vrea, nu neapărat pentru mine, dar pentru membrii noștri, cum ar putea să se ferească de aceste intervenții ale hackerilor, să zic așa. Iar. Adică metodele de siguranță, aș putea spune, nu știu exact cum să le numesc aici. Contracarare, eventual. Exact, exact. Bravo. Mersi mult. Da, cred că ar fi un punct care ne-ar ajuta enorm. Pe mulți, consider chestia. Bun, hai să încerc atunci să răspund pe rând la treburile astea. Securitatea cibernetică. Vedeți, înainte, în urmă cu ceva vreme, nu exista vorba de cibernetică sau spațiu virtual, digitalizare, informații în alte forme decât cea scrisă sau fizică. Drept urmare, acest domeniu practic e nou, 1974 până în prezent, cu totul, mă refer, da? Înainte a fost doar codul Morse. Credem, chiar și eu, sunt printre mulții care nu cunoaștem, de fapt, care este capacitatea digitalizării sau a sistemelor informatice care sunt interconectate în internet. Cu siguranță fiecare dintre noi de aici, din acest grup, în acest moment, cunoaștem istoria Bitcoin, cunoaștem cum a apărut criptomonedele, cunoaștem cum a fost gestionată la început, ce failuri a avut, ce... În fine, ce perioade negre, ce perioade sumbre au fost din cauza faptului că nu au fost gestionate foarte bine sistemele informatice și de comunicații, vulnerabilitățile care au fost în trecut. E bine, tehnologia în ziua de azi nu mai suferă o revoluție digitală, cum se povestea până în urmă cu câțiva ani, odată la un an, la cinci luni. Pot să spun că în ziua de azi, această impropriu spus revoluție digitală se schimbă lunar, dacă vrei să o iei așa. De ce spun lucrul ăsta? Din perspectiva ofițerilor de poliție am observat un lucru. Orice măsuri, absolut orice măsuri aș lua de contracarare sau de rezistență, de reziliență la atacurile cibernetice, dacă sunt targetate și sunt vizat, sunt în vizorul lor, înțeleg că ei vor conduce tot felul de tehnici de gestionare a acestor resurse în așa fel încât să-mi caute acea vulnerabilitate pe care eu încă nu am găsit-o. Vor încerca totdeauna să fie cu un pas în față. Acum, de ce eu și nu altcineva? Poate asta ar fi întrebarea fiecăruia dintre noi. Adică, măi, uite, ăla are 40 de bitcoin, zic și acum, da? Sau ăla are 100 de bitcoin. De ce eu cam 2? Nu știu de ce tu și de ce nu altul, dar știu un lucru. Pentru simplu fapt că ai un bitcoin, să spunem, ești o țintă. Zic bitcoin la întâmplare, nu zic neapărat că mă refer la bitcoin. Ce înseamnă securitate cibernetică? Tot ansamblu de măsuri, de procese, de echipamente, de rețele interconectate. Fie că este vorba de internet sau intranet, adică rețele subordonate sau în subdimensionate sub ansamblu internet sau poate chiar izolate, toate aceste rețele au un lucru comun și au o verigă slabă comună. Și aceea se numește omul. Aș putea să vă dau un exemplu concret și mă duc la
anul 2007, Estonia, atacul din Estonia. Dacă o țară întreagă a putut fi îngenunchiată preț de 2 săptămâni și oamenii, dacă erau, de exemplu, în Egipt, nu își puteau accesa conturile lor personale să-și facă check-out-ul din hotel, imaginați-vă de atunci până acum cât au evoluat aceste sisteme de atac. Doar imaginați-vă. Noi vorbim astăzi de securitatea cripto și, de fapt, foarte puține materiale avem care să ne expună în concret ce este securitatea cripto. Mă gândeam la sistemele bancare. Da? Sistemele bancare își asigură propriile măsuri de securitate a fondurilor care le au, a asset-urilor care le au și m-am gândit, bun, în comparație, comunitățile cripto, cine creează sistem de securitate, un sistem de securitate compact, complex, care să fie reactiv într-un anumit moment în cadrul unui atac? Și mi-am dat seama că nimeni. Nu există. Dacă există, îmi cer scuze, nu știam eu de el. Și atunci a fost, hai să spunem, a fost plasată această responsabilitate în grija a mea, a ta, a fiecărui utilizator din acest mare network de utilizatori și de cei posesori ai cripto. Bineînțeles, au apărut și echipamente gen, nu vreau să greșesc, wallet-uri reci, tradus în românește, nu? Au apărut calculatoare care nu sunt conectate la internet, care pot genera anumite secvențe ca să deblocheze anumite conturi cu depozite cripto. Au apărut diferite metode offline. Dar chiar și așa, metodele offline nu sunt cele mai sigure. Și spun asta pentru că principiul securității spune în felul următor. Securitate 100% nu există. Nu există, oricât am încercat noi. Și totodată, securitate înseamnă și ridicarea de ziduri în jurul tău. Și ca să fiu puțin plastic, vreau să vă aduc la înțelegerea că dacă eu am în mâna mea acum o sumă de cripto și ridic în jurul meu layere de securitate, să spunem, sisteme de antivirus, sisteme de backup, sisteme de firewall, sisteme, echipamente, hardware care mi-asigură securitate, da, ISP și multe altele, ce fac? Nimic altceva decât îmi ridic ziduri în jurul meu și devin direct prin faptul că îmi ridic ziduri de securitate, da? Devin o țintă. De ce aș ridica atâtea layere de securitate? După care mai este o situație, cu cât ridic ziduri de securitate și măsuri de securitate în jurul meu, îngreunez munca, îngreunez accesul. Nu mai sunt la fel de responsiv. Nu pot să mai răspund atât de repede la anumite, nu mai pot să fiu atât de reactiv, să spunem, da? Și lucrul ăsta iarăși nu este un lucru benefic. Și atunci trăim o paradigmă de securitate. Cât de multă securitate am nevoie în sectorul cibernetic? Mi este suficient antivirusul dat de Bitdefender, de Microsoft Windows Defender sau am nevoie de mai mult. Și aici totul ține de strategia fiecărei persoane în parte. Stăteam și mă gândeam în studiul comparativ pe care l-am făcut și vreau să vi-l aduc la cunoștință. Sunteți în premieră cei care află despre online-offline security. E un fel de ghid pe care l-am construit pe marginea unei nevoi. Cum să ajungem la fetele care sunt în stradă, în rețelele de trafic de persoane. Și am găsit o corespondență în toată treaba asta. Pentru că cum să ajung să-mi gestionez eu bunurile cripto în așa fel încât să nu fiu interceptat de cineva, pentru man in the middle attack, de exemplu, și în același timp să-mi desfășur activitatea daily basis exact azi ca și ieri și în fiecare zi la fel, în siguranță, dar în același timp cooperativitate, de oriunde, da? Și am găsit câteva lucruri care le-aș putea împărtăși cu fiecare dintre voi, indiferent
cât de multă securitate cibernetică cunoașteți sau nu cunoașteți. Dacă o cunoașteți, poate vi le reîmprospătați. Primul lucru care trebuie să-l facem fiecare dintre noi în sectorul online este să ne construim o strategie de securitate a informației pe care noi o gestionăm. Și nu vorbesc doar de GDPR, vorbesc în general. Generalul Michael Hayden, fostul director al NSA, spunea la un moment dat, și vreau să-l citez: "What you can do with metadata according to a mutual friend, Stuart Baker, it's absolutely correct. We kill people based on metadata." Adică, având posibilitatea ca cineva să acceseze metadatele tale, nu neapărat datele tale personale, e vorba de datele care calculatorul tău le lasă în trail, undeva în Ether, poate, sau în spațiu virtual, pot să ducă la tine. Mulți zicem, păi da, dar avem atâtea metode, ce știu eu, hai să vedem una mai comună, Tor, sau folosim sisteme proprii, construite de noi, ca să nu ajungă nimeni la noi. Nu există așa ceva. Oricine poate fi identificat. Chiar dacă folosește hidden proxies, poți fi identificat undeva. Treaba cu criptomonedele, că nu pot fi identificate persoanele, este, nu știu, pot să zic așa cu două înțelesuri. Mă gândeam la un moment dat la un articol scris de Wired, poate urmăriți Wired, unde David Chomps, cel care a dezvoltat la un moment dat și ideea cu Tor, a zis că avea o idee prin 2016 să creeze un sistem de cripto, de securitate cripto, prin care să ofere siguranță și legitimitate tuturor utilizatorilor și totodată prin intermediul unor servere, undeva la 5 servere, spunea el, în cazul în care cei care gestionează aceste servere sunt somați de către guverne, cum că există cineva cu un anumit hash, să spunem, sau cu un anumit wallet și care a făcut o infracțiune, să poată fi imediat identificat. E bine, nu a stat în picioare, pentru că asta ar fi însemnat să dea în backdoor, să ofere șansa unor guverne să aibă acces la informații despre toată lumea, nu doar despre cei care aveau un anumit wallet. Și, bineînțeles, el a încercat mai departe să facă acea platformă Privategrity, se numea, împreună cu alte câteva universități, printre care cei din Olanda, Statele Unite, Anglia, dar nu a funcționat. Pentru că toate comunitățile existente în piață la momentul respectiv nu au fost de acord să folosească aceste sisteme, oricât de bine intenționat ar fi fost ei. Așadar, trebuie să ne construim o strategie de securitate. Și, bineînțeles, vorbeam de profile online. Spuneați adineori că fiecare a încercat să-și facă un profil anonim online, ceea ce este un lucru de dorit. Prima oară când am intrat pe grup, am fost rugat să-mi pun numele. Ei bine, eu, pe anumite platforme, nu folosesc numele meu, pentru că sunt în diverse grupuri de unde îmi culeg informații. Nu mă refer la voi, dar mă refer, sunt și alte grupuri care, vă dau un exemplu, colectează parole, colectează din dark web seturi de chei, colectează hash-uri, colectează foarte multe date de acces. Nu interesează pe nimeni neapărat numele și prenumele celui care are un wallet. Interesează cum să acceseze acel wallet. Sunt cei care diseminează în acele grupuri accese pe server, ceea ce e mai mult decât a accesa un wallet, pentru că accesezi o întreagă platformă, poate. Și asta este motivul pentru care și eu folosesc profile, diferite profile. Dar revenim puțin. Mă bucur foarte tare să aud că folosiți profile anonimizate online. Este de dorit, dar eu, prin natura muncii mele, trebuie să fiu și vizibil, trebuie să fiu și la vedere, pentru că trebuie să țin contactul cu studenții și cu ceilalți parteneri. Avem, bineînțeles, când ne facem conturi pe cripto, avem nevoie și de un e-mail.
Și acum aici există o întreagă politică care platformă de e-mail e mai bună. Chiar am cunoscut persoane care aveau platforme, adrese de e-mail concepute în Deep Web pentru a nu putea fi interceptate, nu putea fi găsite. Și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că acele servere de e-mail care le-a folosit pentru a-și crea conturi au fost dezafectate de Statele Unite și a rămas, ghiciți ce, fără acces, pentru că acel server a căzut. Gândiți-vă, puneți-vă în ipostaza următoare. Ți-ai creat un cont, ești deja de 2 ani de zile, ai făcut o grămadă de achiziții și transferuri și operațiuni printr-o platformă care, la care te conectezi utilizând o adresă de e-mail, care în acest moment nu mai există. În momentul când ți-ai pierdut parola sau s-a întâmplat ceva, tu nu mai ai cum să recuperezi, poate, pe baza de parolă contul. E haotic, adică e de nedorit așa ceva. Drept urmare, trebuie să vă gândiți de mai multe ori ce platformă de e-mail și de comunicații folosiți atunci când vă creați un cont în zona de cripto. Cu siguranță folosiți mulți dintre voi poate ProtonMail, alții folosesc doar Google. Am întâlnit care au folosit Yahoo și a demonstrat că contul lui de Yahoo a fost spart aproape anual. Sunt anumite programe și free și altele plătite care îți arată când a fost spart, unde a fost identificat acel breach, ce a fost colectat. Și vă recomand să folosiți și voi din când în când treaba asta, chiar dacă e free, măcar îți dă o idee despre sănătatea adresei tale de e-mail. Mă duc mai departe puțin în sistemele de operare. În România, predominant, se folosesc sistem Windows și foarte rar se folosește, rar, sau cel puțin mai rar, se folosește Linux, platforma Linux, indiferent ce tip de Linux. Dar se folosesc platformele. Eu o recomand mereu să se folosească o platformă de genul Tails. Cunoașteți despre Tails? Cineva din grup? Da. Ok. Folosești Tails? Am folosit. Este una dintre cele mai securizate, să spunem, flavor-uri de Linux. Corect. Mai este unul, dar e puțin mai rigid și nu poți să-l adaptezi atât de ușor nevoilor tale. Tails-ul este ceva care e portabil, adică e la purtător. N-ai nevoie decât de două stick-uri identice, de, se spune, 16 GB și le pui la purtător, adică nici măcar nu trebuie să accesezi sistemul de operare a oricărui calculator care poate buta de pe USB, de pe USB, da? Și, da, uitați, vă recomand să folosiți un sistem gen Tails, exact de la coadă, T-A-I-L-S. Vine de la The Amnesic Incognito Live System. Îl puteți identifica, e gratuit la descărcare. Trebuie să vă menționez faptul că Tails-ul la un moment dat a fost susceptibil că este urmărit din punct de vedere al acceselor pe site, mă refer pe platformă. Sunt urmărite toate IP-urile care le accesează, la fel cum a fost la un moment dat și Tor. Poate mai este, habar nu am. Vă spun dinainte, ca să știți. Așadar, folosirea unui sistem de operare concentrat și direcționat nu doar pe anonimitate, ci și pe securitate, este de dorit. Din punctul meu de vedere, Windows-ul are atât de multe carențe, de nu-i adevărat pe partea asta. Se spunea că cele mai multe platforme sunt prima oară dezvoltate pe Android pentru că sunt foarte ușor de adaptat, de modificat, da? E foarte adevărat. Dar la fel de bine, orice poate fi foarte ușor de modificat este și foarte, foarte vulnerabil. Drept urmare, ține foarte mult de cel care stă în spate și concepe strategia de dezvoltare a unui sistem de operare sau anumite platforme, da? Sistemul de operare este exact cel de care ai nevoie să fie cel mai sigur. Când ai un sistem de operare cum este Tails, poate nici nu ai nevoie de un sistem de securitate antivirus. Pentru că îl poți folosi
nu permanent, ci atunci când ai nevoie. Și nu neapărat pe ideea de a folosi la anumite, să stea live, să zic așa, sistemul de operare în permanență deschis și tu să urmărești ca la Bursa de Valori București cum stăm cu Bitcoin-ul, câte subdimensiune a scăzut sau a crescut. Ok, mă mai uit puțin și în grup să vedem ce comentarii mai sunt. Poate mă pot adapta și la ceea ce se discută acolo. Ok. După care vine ideea de backup. Nu recomand niciodată să se facă niciun fel de backup in cloud. Știu că e foarte tentat să faci backup in cloud din vari motive. Dacă e să-ți faci backup, fă-ți-l on the shelf. Eu personal așa fac. Orice backup îl fac offline, în sensul că îmi salvez pe un hard disk mobil, îl bag în safe și acolo rămâne. Când am nevoie, îl accesez. Și acum poate m-ați întreba, pentru că am pățit-o, de-aia vă și spun, ce face în momentul în care subit tehnologia se strică. Nu mai am acces la resursele de pe hard disk pentru că puncte, pui ce vrei tu. E bine, sunt într-o polemică cu mine însumi să vă spun lucrul ăsta sau nu, dar vi-l spun și fiecare hotărăște numele propriu. Dacă aveți anumite conturi, anumite chei de acces, anumite lucruri foarte, foarte sensibile, țineți cont că tehnologia este tehnologie și funcționează pe bază de electricitate și este sensibilă. Eu personal, aceste lucruri foarte, 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 foarte delicate le listez și le pun în același safe separat. În momentul în care, să spunem că introduc hard disk-ul meu extern în priză și poate am o suprasarcină de curent și s-a ars și dacă nu am în altă parte, am pierdut tot. Drept urmare, vă recomand când gândiți backup, să gândiți backup la backup. Mereu să faceți, să fiți redundanți cu treaba asta. Să mitigați, dacă e bine spus cuvântul, să mitigați riscul de la a vă încrede doar într-o singură soluție de backup în cel puțin două. Astea sunt două care eu le folosesc și vi le recomand și vouă pentru că salvând datele în backup într-un cloud, fie orice fel de cloud, de la Amazon, la OneDrive, Google Drive, whatever ce mai poate fi, riscați foarte mult. Când voi nu sunteți prezenți și chiar dacă ați fi prezenți, cineva care a reușit să obțină cheia cheilor, să spunem așa, are acces la toate informațiile voastre. Chiar dacă am întâlnit cazuri când mi s-a spus, bine, dar eu, uite, la mine în cloud am un vault, iar în vaultul respectiv am pus un Excel parolat. Ok, și ce vrei să spui cu asta? Păi e foarte sigur. Păi te cam contrazic, pentru că cu siguranță cu toții știți despre VPN, Virtual Private Network, sau cu toții cunoașteți despre citirea în clara informației care trece uneori codată printr-un mod, un algoritm, cu o cheie sincronă sau sincronă într-o parte în alta. Dar să nu uităm că tehnologia de care o putem găsi chiar acum pe piață ne poate ajuta și la decodarea, să-i spunem, impropriu spus, deșifrarea acelor informații și date. Sau să poată să facă un atac de tip brute force asupra fișierului tău Excel, care a rămas într-un temporary file undeva agățat cândva. Eu am testat aceste metode de brute force și, din păcate, mi-am dat seama că ultimele fold fișiere, de fapt, text, care conținea undeva peste 50 de milioane de parole, cele mai folosite 50 de milioane de parole, acopereau destul de mult. Acopereau destul de mult. Și vreau să vă întreb pe toți, parolele care le folosiți sunt parole aleatorii, de ceva, de un soft, de un sistem, sau sunt create de voi? Eu personal le folosesc pe cele create de mine.
Ok. Eu fiind în domeniu și știind mai multe, folosesc de obicei OnePassword. Adică îmi generează el și le și salvez acolo. Ok. Ca și idee. Degenerate în general. Și le schimb la 3 luni că... Na. Da, asta este o politică de securitate foarte bună. 3 luni, acceptabil. 30 de zile și mai bine. Am în jur de 2... Nu, dacă nu exagerez, cred că 30 de parole. Dacă a schimbat la lună, cred că aș fi nebunit, sincer. Știu, am trecut și eu pe acolo. Da, e o treabă și asta cu numărul de parole. Dar acum vreau să vă gândiți logic, nu neapărat că spun eu sau spune altcineva. Există cu adevărat ceva aleatoriu? Un sistem care generează parole. Le generează fără nicio noimă, fără nicio... Curanță are un algoritm în spate pe care probabil îl, nu știu, îl refolosește la un moment dat sau îl... Cu siguranță el urmează un tipar. Un tipar care probabil poate fi ghicit la un moment dat. Corect. Drept urmare, nici acolo nu avem securitate 100%, indiferent cât de multe încredere ne-am pune în el, în acel sistem care generează parole. Și totodată vine un pericol aici, în momentul când folosim un sistem care folosește one password, care ține gestiunea celorlalte parole, putem să întâmpinăm dificultăți și vă recomand să căutați pe YouTube când aveți timp. În 2016, când am fost la DEFCON în Statele Unite, vorbeam cu cei de acolo care asta făceau. Penetration testing, blue team, red team și prin tehnici de inginerie socială a reușit să obțină acea parolă. Și am încercat și ulterior și am reușit cu altcineva, bineînțeles cunoștea, eram în tema amândoi. Odată ce obții acea parolă unică, cumva, depinde de la context la altul, ai acces la absolut toate celelalte parole. Drept urmare, e foarte sensibilă treaba asta cu utilizarea unui sistem care generează parole. Okay. Cu tine, o întrebare aș avea aici, fiindcă folosesc un astfel de generator, doar că în cazul meu folosesc și o opțiune, update-ul nou cu Google Authenticator. Așa că în acest caz te întreb eu pe tine, fiindcă clar știi mai multe, cât de sigur sau cât de expus sunt. Chiar dacă mi s-ar afla parola mască, okay. Având în vedere că eu am și Google Authenticator ca și layer de protecție. Google Authenticator poate fi sabotat sau să se facă bypass în momentul în care cineva a pus cookies-urile din browser, de exemplu. Asta e cea mai ușoară tehnică. Și poți să o încerci chiar tu personal să vezi dacă printr-o simplă copiere a cookies-urilor, despre exemplu, dacă dorești doar, ce fel de browser folosești? Ce browser nu folosesc mai degrabă? Nu are importanță. N-are importanță, okay. Chrome Brave și Casual Safari. Ok. În Chrome se copiază cel mai ușor. În momentul când ai preluat din Chrome acele cookies, da? DuckDuckGo, da, și ăla este unul, corect. Vivator. Da, ideea e că poți testa lucrul ăsta pe un calculator pe care deschizi chiar incognito. Poți deschizi chiar incognito un browser similar, să pui acolo cookies-urile și să încerci să te autentifici cu acea cheie care tu deja o știi pe acea platformă. Și există șanse foarte, foarte, foarte mari ca să nu-ți mai ceară să te autentifici dacă deja în cookies s-a salvat parola ta, de exemplu. Da? Doar dacă folosești two-factor authentication și pui acolo pe post de token și
telefonul mobil, ai și o parolă de Google Authenticator și mai ai și parola de master. Cum să zic, dacă ai mai multe layere de securitate la acces, de acces pentru parola master, atunci da, ai putea spune că ești undeva la 95% sigur. Dar mai sunt 5% care vi spun imediat cum se poate sabota și face bypass pe tot. Vreau să mă duc cu un exemplu, să vi-l aduc la cunoștință pentru cei care folosesc telefoanele mobile în zona cripto. Cunoscut pe zona de Apple, de Mac, este Pegasus și mai sunt și alte aplicații generate, concepute de Israel și israelieni, de fapt, și de americani. Pe Android sunt foarte multe similare, cum ar fi, vă dau unul care poate fi instalat doar cu acces fizic la terminal, este Cerberus, da? Care pot fi ascunse. În momentul când sunt instalate și se dă comandă de ascundere, preia automat identitatea unor fișiere de sistem și stau ascunse în spate, putând fi activate remotely de la distanță prin accesul la server, printr-un server, da? Adică eu știu că am instalat acea aplicație spion sau cum vrei să-i spui, pe un terminal Android, da? Nu neapărat trebuie să am acces la acel terminal, ci intru efectiv într-un da, am văzut Gabriel. Google Authentication, Email Confirmation de IP, SMS, Token Exchange. Da, uite. Ok. Am înțeles și am văzut cu toții. Da, de regulă, atunci când se fac atacuri targetate, nu este doar un simplu spear phishing. Este, poți să-i spui, un whaling. Adică se face o analiză serioasă înainte. Și ești urmărit, inclusiv comportamentul tău în mediul online este urmărit. Când stai la calculator, când lași calculatorul pornit, când nu lași calculatorul pornit. Și chiar utilizarea tastaturii. Cei de la Typing DNA, dacă nu mă înșel, au mers pe zona asta de analiza comportamentului de utilizarea tastaturii în zona de securitate și sunt foarte buni. Poate ar fi bine odată să-i chemați și pe ei la un voice. Ar fi excelent. Și vă pot pune legătură cu ei, dacă doriți. Revenind puțin. Da. Da, sigur, sigur. Aștept. Așa. Legat de acele aplicații care sunt instalate, pot fi instalate pe echipamente mobile. În momentul când acea aplicație este instalată și este accesată de la distanță, nici măcar nu mai este nevoie de nicio parolă pe care tu ai ținut-o minte și este atât de lungă și de complexă încât aproape că uiți. Pentru că în momentul când acea aplicație este instalată pe telefonul tău sau pe tabletă, are acces în tocmai la tot ce ai tu, fără nici măcar fără să fie nevoie de amprentă. Dacă e pe bază de amprentă sau facial recognition sau whatever ce poate fi acolo. Are acces la mesajele tale, are acces la mail-ul tău, are acces la absolut toate resursele care le ai. Dacă ar fi să vă recomand ceva, ar fi următorul lucru. Dacă folosiți un terminal mobil pentru cripto, e bine, folosiți-l pentru cripto și atât, pentru nimic mai mult. Iar orice update, orice actualizare, orice modificare, absolut orice schimbare, chiar și a platformelor, da, de cripto, să le faceți mereu cu două semne de întrebare înainte. Cu două semne de întrebare, pentru că cele mai vulnerabile în ziua de azi nu sunt calculatoarele, PC-urile sau laptopurile, sunt chiar telefoanele mobile. Da. Hai să vedem până acum dacă sunt întrebări. Poate putem să discutăm puțin, să mai desfacem firul 4 pe ce am discutat până acum. Deci pentru mine, până în momentul de față, Marius, cert este că m-au apucat toate transpirațiile până acum. Deci mi-am dat seama că orice aș face, mai ales dacă nu ești o persoană tehnică care se cunoască, este clar că este dificil să faci aceste lucruri.
Noi încercăm să ne protejăm cât de mult putem și cât de mult știm, dar în momentul de față, din discuția purtată până acum, mi-am dat seama că nu știu nimic. Adică oricât de sigur eram eu pe mine, cu 10.000 de parole, toate scrise, făcute, complicate, îmi dau seama că de fapt sunt pământ de flori și că oricând pot să fiu supus unei atac de genul ăsta fără nicio problemă. Vreau să te întreb dacă partea de iOS este mai safe decât celelalte. iOS, din punctul meu de vedere, și-a creat un nume nu neapărat bazat pe realitate, că nu poate fi spart. Ei bine, nu pot să vă dau foarte multe detalii pentru că nu pot și sper să mă înțelegeți, dar nu există un echipament care să nu poată fi spart în 15 secunde. E vorba de faptul că trebuie să ai tool-ul potrivit. iOS-ul oferă, hai să spunem așa, o limitare utilizatorului, și vedeți și voi lucrul ăsta, de a-și extinde căutările sau de a-și extinde nevoia de a modifica sistemul de operare după voia lui sau după nevoia lui. Ești foarte limitat, ești așa, uite, ți se oferă modular aia și aia, restul ne ocupăm noi. Nu? Cam asta face iOS. Și pentru că noi o facem foarte bine treaba asta, plătești puțin mai mult. Nu? Dacă s-ar citi printre rânduri, în ultimii 5 ani, hai fie 10, să mă duc mai să fie mai evident, s-ar putea observa foarte clar că e vorba de branding. În 2016, când am fost în Beijing, la un stagiu de studii și cercetare la Universitatea Jiaotong din Beijing, am fost într-o fabrică care, de fapt, ce făcea? Ghiți ce? Apple. Și nu făcea Apple aftermarket, ce făcea pe bune Apple, care se împacheta și se trimitea by cargo via USA. Iertați-mă dacă nu am încredere în treaba asta. Eu personal am avut iOS, l-am studiat, l-am spart de câteva ori cu studenții la Babeș, l-am folosit pe post de material didactic și am zis never ever again. E preferința fiecăruia. Dar mai mult decât telefonul mobil are importanță, poate să fie BlackBerry, poate să fie Android, poate să fie Symbian, poate să fie iOS, e vorba de cum este folosit și unde este făcut vizibil. Cred că e cel mai important. Dacă tu acel telefon, dau un exemplu concret, dacă tu acel telefon îl vei folosi la o cafenea în centrul orașului, unde știi că sunt și alți băieți care vin de la Politehnică, da? Și le place foarte mult cafeaua și petrec mult timp acolo, ești foarte vulnerabil. La un moment dat mă plictiseam când am fost în China pe autobuz și am spart două telefoane ca să pot să accesez internetul când aveam Google. Cum să zic? Uneori o faci din plictiseală. Trebuie să te gândești foarte bine unde folosești acele echipamente. Eu nu am sume la mine. Dacă cineva vrea să îmi spargă contul, să spună că îi dau eu datele, că nu are ce să-mi ia. Adică la mine e o pană, un fulg. Dar poate cineva care are de pierdut 500.000 de euro, de exemplu, sau whatever, e cu totul altă problemă. Deci, în concluzie, fie că e iOS, fie că e Android sau altceva, folosiți-l telefoanele respective, echipamentele respective, doar pentru așa ceva, din medii cât se poate de asigurate, de genul în wireless-ul de acasă, care este asigurat de tine că nu ai dat acces nimănui și doar tu-l folosești. De genul, da? La asta mă refeream. Noi mai avem o variantă, noi ăștia deștepți din cripto. Noi care le știm pe toate și se pare că nu știm nimic. Adică vorbesc în numele meu. Îmi cer scuze, nu vreau să vorbesc în numele altora.
În momentul de față există o variantă și probabil știi despre ea, un mod de a ține cel puțin când discutăm de sume mari. Există Ledgerul. Ledger, care este un dispozitiv care funcționează doar în momentul în care te-ai conectat online. În rest, pe offline, cel puțin varianta pe care o știm noi și te rog să mă contrazici sau să deschizi un pic ochii și ei, dacă este cazul, acel suport USB nu poate fi accesat decât dacă este în mediul online, dacă este conectat la internet. Da, cunosc despre Ledger, chiar am văzut ieri. Vorbeam cu cineva legat de treaba că voi vorbi unei comunități de cripto. Și da, Ledger este una dintre metodele de, hai să spunem, wallet. Este bine spus dacă îi spun wallet? Greșesc? Nu, da, e ok. Așa, e un wallet, da, care îți poate păstra anumite sume de sau valori, sume de cripto, oarecum stocate în ele, să-i spunem, în propriu spus, dar stocate, da? Și fără la nu le poți accesa. Cred că nu greșesc dacă spun asta. Ele sunt stocate de fapt în blockchain, dar da, el este pe interfață. Da, este de fapt cheia la ele, sau nu știu cum se spune altfel. Să zicem, da. Da. Așa. Nu știu, încă n-am studiat și cred că ar fi foarte interesant de studiat și de cercetat, chiar că am să dau o temă de licență pe treaba asta, care poate, cum pot fi disimulate echipamentele de tip Ledger. Uite, e o întrebare foarte bună, nu știu răspunsul. Ideea este că cel până în momentul de față nu a fost spart niciun Ledger. Cel puțin nu știm noi sau nu a fost făcut public așa ceva. Ce se întâmplă dacă o să strică Ledgerul? Monedele tale sunt stocate pe blockchain, nu sunt pe Ledger. Ledgerul este doar o interfață. Dacă tu ai frazele de recuperare, o să poți să iei orice al Ledger și îl reinstalezi ca și cum ar fi cel vechi. Ok. Da. Nu am studiat problematica asta, dar să știți că mi-ați dat de gândit. Adică nu voi fi ipocrit să zic că știu ce nu știu, dar mă voi documenta și poate că data viitoare o să vin cu mai multe răspunsuri concrete. Aici, adică ideea este că el poate fi accesat doar în momentul în care tu te-ai conectat cu el la internet. Există varianta veche de Ledger în care te conectai strict cu un cablu USB, iar varianta nouă faci conectarea prin Bluetooth. Dar el nu este activ decât în momentul în care tu te-ai conectat, ți-ai băgat parola pe el, l-ai accesat din aplicație, iar ca cineva să poată să-ți acceseze acel wallet are nevoie de două chestii. Ori are frazele tale de recuperare, presupunând că nu le poate avea pe alea, doar dacă cumva îți știe cumva toate datele și te-a nimerit exact în momentul ăla sau te urmărește că ești online. Dar de obicei dacă lucrezi pe un Ledger, ți-ai făcut ce ai de făcut, după care l-ai închis. Știi, nu stai cu el deschis, pentru că el oricum se închide automat. Iarăși trebuie să iei de la mai mult de atât, în momentul în care vrei să faci o operațiune prin Ledger sau din Ledger, trebuie să bagi o parolă fizic pe dispozitiv. Nu poți să o faci doar online. Adică dacă ai accesat cu dispozitivul wallet-ul, în momentul în care vrei să faci un transfer, trebuie să bagi parola pe dispozitivul fizic. Da, să știți că mi-ați dat temă de casă, o să-mi cumpăr și un Ledger. Nu că aș avea neapărat ce face cu el, dar să-l studiez. Da, eu. Poate că în viitor vei avea nevoie dacă cresc monezile. Având în vedere că am făcut o prognoză în urmă cu jumătate de an, mai bine de jumătate de an, la o conferință în toamnă, odată cu luna securității cibernetice, eram la o conferință la Arad și am spus că din toamna trecută, eu nu dau 5 ani de zile până când marile bănci la nivel internațional, mondial, vor introduce criptomonedele, pentru că nu avem cum altfel. Și
eu chiar cred ce spun, pentru că am acel feeling că așa va fi. Nu vreau să pierd aici două întrebări care vreau să răspund neapărat. Daniel spune, poate să ne spargă telefonul dacă sunt conectați de datele mobile. Data mobilă nu înseamnă că ești într-un sistem în care este infailibil. Datele mobile oferă un alt canal de comunicație decât wireless sau decât Bluetooth, să spunem, dar la telefonul tău la fel de bine și ușor poate să aibă acces cineva prin reverse engineering, de exemplu. La 9DUB zicea cât de real este pericolul clonării telefonului și sau numărul de telefon. Sunt de fapt două întrebări. Prima, pericolul clonării telefonului este relativ foarte, foarte mare. Sunt echipamente care sunt de dimensiunea unui pachet de țigări sau unui telefon puțin mai gros, care de la o distanță de 15 cm pot să cloneze, dacă este pornit telefonul, foarte, foarte, foarte multă dată. Nu poți să replice unul la unul telefonul, pentru că e vorba de sistem de operare, funcționalitate și multe altele, dar metadatele și tot ce înseamnă date ce pot fi copiate, pot fi copiate. Da? Deci există posibilitatea asta. Cu atât mai mult dacă este NFC-ul deschis. Legat de numărul de telefon, nici nu e nevoie să-l cloneze, pentru că sunt foarte multe sisteme de vishing și spoofing, adică plătești un abonament în Indonezia la un sistem, la un operator care oferă acces la spoofing, adică îți introduci un număr și chipurile când sunt pe cineva din acea platformă, îi apare cum că îl sună numărul pe care tu l-ai introdus acolo să-l clonezi. De fapt nu l-ai clonat, ci ai preluat ID-ul lui. Dar dacă este identificat IMSI-ul și e-mail-ul, e-mail-ul telefonului și IMSI-ul cartelei, se va vedea că este o cartelă diferită. Doar că numărul prin terminale și prin repetoare, prin celule, este transportat printr-un sistem de spoofing. Sunt întrebări? Da, aș avea o întrebare, George. Spuneai legat de conectarea în cafenele, restaurante și așa mai departe la wireless. Eu mi-am făcut un pic o altă metodă și aș vrea să te întreb dacă e un pic mai sigură, fiindcă prin natura jobului sunt destul de mult timp plecat. Mi-am cumpărat un router wireless portabil în care mi-am achiziționat un abonament de date mobile. Și mă conectez la el cu laptopul tocmai să evit să nu mă conectez la rețeaua hotelului, de exemplu. E ușor de spart un router de genul ăsta wireless sau e mai sigur decât să te conectezi la o rețea publică, să zic așa? Desigur, este mai sigur, dar există metode și mai sigure decât asta. De ce nu ai folosit doar pentru laptop, zici? Sau, și pentru... Da, pentru laptop folosesc. De ce nu folosești un modem? Un modem pe USB cu cartelă de date de la operator? Și nu ai nevoie să ai... pentru că folosești un router mobil, oferi posibilitatea să se facă man in the middle attack. Mm. Dacă aș fi în locul tău, sau să cumpăr, uite, de exemplu, folosesc acum, n-ar trebui să vă spun, dar vă spun, folosesc un Dell, Dell Latitude, mi se pare, da, care are incorporat în el module de cartelă voce date, SIM, da? Și atunci nu mai am nevoie de un modem. Eu folosesc un Mac, deci nu am varianta asta. Bine, dar există adaptor pe porturile tale de, nu știu, Thunderbird sau cum se numesc alea, Thunderstorm. Așa. În care tu poți conecta acel modem și e ca un sticker, nu e mare treabă. Având în vedere că suntem la capitolul laptopuri, din punctul tău de vedere, un Mac ca și sistem de operare e mult mai sigur sau nu e la fel de expus atacurilor ca și un sistem de operare Windows. Oricum, la Linux deja nu mai vorbim, că știu deja că
Asta vreau să spun. Asta vreau să spun. Dacă ai ceva pe Linux și dută pe ceva ce vi-am recomandat adineori. Mai este un sistem, apropo de sistemul operare, se numește Cubes OS. Doar că este foarte rigid. Este foarte, foarte rigid și consumă foarte multe resurse. Dar, și uite, mai este o posibilitate. Ziceai că să mă întreb de fapt dacă e mai sigură una sau alta. Din punct de vedere al securității oferite de sistemul de operare în sine, fără niciun add-on, fără nicio altă aplicație pe lângă, hai să spunem că dacă e gol, adică chel, tocmai instalat proaspăt, da, Apple-ul este, oricare versiune de la Apple este mai securizată când este actualizată la zi. Deci l-ai instalat proaspăt și l-ai actualizat la zi. Windows-ul este mai sensibil și mai vulnerabil pe partea de cod. Zilnic se sparg versiunile de Windows și dacă sunt dintre voi care sunt pe grupurile indiene, de exemplu, de hacking cumva sau aveți legături, veți vedea că atât de departe au mers încât au rescris Windows-ul efectiv. Au luat Windows 11 acum deja și îl rescriu în așa fel încât să nu mai ceară, să nu mai existe nevoia de validare a cheii de serial number respectiv, a cheii respective de acces pe serverele de validare Windows. Și se vând la 80 de lei sistemul de operare. Cu cheie nefolosită de nimeni până atunci. Deci despre asta vorbim. Repet, dacă ar fi să mă duc să folosesc un sistem de operare și să am și portabilitate, să am și fiabilitate și să fiu și sigur că nimeni altcineva nu poate să replice, aș folosi ceva de genul Tails. Nu fac reclamă la Tails. Spuneam doar. Desigur, sunt și alte sisteme de operare. Mă gândeam acum la un sistem de operare to go bazat pe platforma Windows, dar e ceva, un fel de Windows Lite. S-a dovedit că utilizând Windows Lite, de exemplu, am fost la un moment dat într-un aeroport în Canada cu cineva. Și în timp ce așteptam, am stat vreo 5 ore să așteptăm să vină avionul, am testat să vedem dacă poate fi spart. Și băiatul care am fost la spart imediat și a zis, băi frate, ce ușor se sparge. Păi de ce? Păi simplu. Ca să facă to go, i-a tors tot ce a fost securitatea el. Nici măcar Defender nu avea. Era aproape codul gol și un grafic al user interface ca să poți să-l folosești. Deci revin, eu aș merge pe o soluție Linux, dintre cele două, dintre Windows și OS, aș alege Linux, dacă m-am făcut înțeles. Iar dacă e să alegeți Windows, folosiți-l ca și telefoanele, sau iOS în fine, ca telefoanele doar pentru un lucru. Adică, de genul, nu instalați pe el Discord, Signal, Telegram, WhatsApp, Binance, crypto, ce știu eu ce mai, și folosiți-l dedicat doar la asta. Am răspuns suficient sau mă duc mai în profunzime? Nu, pentru mine e doar o confirmare, mersi mult, e doar o confirmare. Am fost pe Linux, am trecut pe macOS din cauza jobului, dar da, pentru mine a fost doar o confirmare, să zic așa. Mersi mult. Da, acum, din punctul meu de vedere, George, să știm să nu ne întâlnim, că nu vreau să ne întâlnim face-to-face sau să-mi las telefoanele acasă, că ne vedem. Nu, stai pe pace. Deci, sunt ethical, total ethical. Glumesc, Marius, dar îmi dau seama cât, pentru că ok, nu este cazul la tine. Dar îmi dau seama că cunoștințele pe care le ai tu și poate și mai multe sunt unii care le au și nu sunt bine intenționați.
Și noi de aceea trebuie să ne ferim, nu neapărat de, adică nu în cazul de față. Dar cred că astea sunt persoanele de care noi trebuie să ne ferim. Acum vreau să te întreb, cred că până la urmă indicat ar fi ca pe Max sau pe ceva pe ce folosim noi în principiu pe cripto, ar fi bine să ștergem cam toate aplicațiile de care nu avem nevoie, corect? Da. Foarte adevărat. Să știți că fiecare aplicație, și aici nu este un mit, a fost creat un mit pe marginea lui, dar nu este un mit. Fiecare programator, fiecare firmă care creează un sistem, o aplicație, un soft, ce vrei tu să-i spui, da? Un firmware, de exemplu, își va lăsa întotdeauna un backdoor. Dar întotdeauna. Acel backdoor, dacă este identificat și exploatat, la revedere, s-a dus tot. Stăteam într-o zi și mă gândeam, bun, eu să spunem că sunt plecat acum într-o altă țară, sunt cazat la un hotel și folosesc un Windows de acasă cu toate aplicațiile și totuși vreau să văd, am auzit că pică piața și aș vrea să fac ceva, da? Pentru că, băi, trebuie să fac ceva, adică, na. Poate a căzut atât de mult încât vreau să cumpăr, să zicem, da? Și nu vreau să pierd momentul. Mai este o soluție, nu e neapărat cea mai, hai să spunem, ortodoxă, e puțin mai neortodoxă, dar aș putea să vă recomand să folosiți mașini virtuale pe care le salvați pe stick și le deschideți pe diverse calculatoare pe care lucrați. De asta e ca o soluție de backup la acces, să spunem așa. Venim vorba de asta. Chiar, practic, aici vreau să te întreb și eu. Cât de sigure sunt aceste calculatoare virtuale? Fiindcă, ok, știu despre ele și chiar eram curios cât de sigure sunt, dacă le-am folosit. Deci, virtual machines, mașini virtuale sunt, de fapt, un simulator. Hai să spunem un simulator. Acest simulator, tu nu trebuie să-i dai legitimitate 100%, pentru că ele se actualizează săptămânal, poate, sau mai devreme, sau doar la două săptămâni. Mă gândeam acum la VirtualBox, de exemplu, care este open source software, da? Bine, sunt și altele, VMware, în fine, sunt multe. Dar mă gândeam la VirtualBox pentru că este foarte, foarte folosit. Dacă tu vei folosi, vei face un VirtualBox, vei salva cu tot ce ține de el pe un stick, da? Și îl vei introduce într-o altă stație, nu știu, într-o altă țară, peste două luni de zile, tu chiar dacă nu faci upgrade la acea soluție de VirtualBox, poți să folosești soluția veche, doar că nu ai anumite facilități, anumite actualizări, să spunem așa. Și este foarte bine lucrul ăsta că poți folosi. Trebuie să vă feriți întotdeauna de aplicațiile și de sistemele care nu te lasă să-ți folosești sau să ai dreptul asupra de proprietate asupra informației care o deții până nu-ți faci actualizare. Asta e un pericol extraordinar de mare. Pentru că tu niciodată nu vei ști actualizarea aia cu ce vine în spate. Mai mult de atât, vine o întrebare legitimă, sunt eu 100% convins că acea actualizare este de la producător și nu este de la un intermediar care a pus un singur cod, un singur linie de cod care să-mi deschidă un port undeva, da? Stație. Sunt convins că acea actualizare este legitimă. Nu poți să garantezi pentru nimic în ceea ce înseamnă sectorul digital sau cibernetic, dar poți să vă garantez faptul că o aplicație care te lasă să o folosești într-o versiune veche, atunci când apare și să fie operațional mai departe, este mult mai sigură decât una care nu este. Iar cât despre securitatea mașinilor virtuale, este asigurată, poate fi asigurată în dublu sens. Odată de către sistemul de operare pe care este instalat
sistemul virtuale și doi, mașina virtuală poate să fie pe mașina virtuală, pe lângă sistemul de operare, poate fi încă o licență de alt antivirus, de exemplu. Da? Sau alte sisteme de antivirus, poate politici de securitate diferite. Să vă dau un exemplu concret. Folosesc, da? Care are politici de securitate implementate de Apple. Așa, am instalat pe o mașină virtuală VirtualBox, în care am pus Windows 11, mi-am scris politicile de securitate și când zic politici de securitate, nu mă refer la o aplicație de gen Bitdefender. Ce intru în partea de programare, oare impropus programare, de configurare in deep a Windows-ului și îmi suplimentez măsurile față de ceea ce îmi oferă deja Apple-ul. Da? Iar în acel moment, dacă cineva vrea să mă atace, să zic așa, sau să-mi fură ceva din aplicația mea care o deschid din mașina virtuală, deja trebuie să treacă de două layere de securitate. Dar, din nou, în momentul când ai deschis portul și ai deschis ușa și te conectezi la ceva ce nu ar trebui, oricâte leere și dacă ai făcut mașină virtuală, mașină virtuală, mașină virtuală, tu, de fapt, ai deschis un coridor. Drept urmare, trebuie să fie educat fiecare utilizator. Și asta este ceea ce lucrarea mea de doctorat spune, trebuie să creștem reziliența prin educare și creștere și generare de cultură de securitate cibernetică. Până noi nu vom fi suficient de educați din punct de vedere al securității cibernetice și nu vom avea un nivel suficient de înțelegere măcar a securității cibernetice, vom fi vulnerabili atât noi cât și toate bunurile noastre. Ok. Încă o întrebare aici. Mă scuzi, am foarte multe întrebări legate de chestia asta. Fiindcă CryptoDev, echipa, haideți să lăsăm și pe cei din comunitate să pună câte o întrebare în voice. Ok, termin repede. Îmi cer scuze. Doar crede-mă, cred că va interesa pe mulți. În momentul în care ne configurăm un laptop sau nu contează, cu un admin account, iar noi operăm totul după un sub-account, de exemplu, care nu are drepturi de admin, suntem mai siguri? Suntem protejați oarecum? Deoarece automat, chiar dacă luăm un malware, el nu se poate instala deoarece are nevoie de drepturi de admin. Gen. M-am făcut înțeles? Nu știu. Da. Da, este o măsură de securitate pe care și eu o folosesc, printre multe altele, gen de administrare, contul de administrare local sau de domeniu în cazul în care ești într-un domeniu, într-o rețea, da? Trebuie să fie folosit de cât mai puține persoane, gen unul singur, care este adminul de sistem. De foarte multe ori administratorul local al calculatorului, al computerului, în fine, nu este prea băgat în seamă și de foarte multe este lăsat ba disabled, ba este pus o parolă și este uitată. Cred că vorbim de malware când vorbim aici, e vorba de un worm, de exemplu, așa, de un vierme informatic, te referi, sau ceva de genul ăsta. Da, sau troian, bun. Gen troian. Da, bun. În momentul când vorbim de un vierme informatic, acesta se replică și mai nou sunt viermi informatici care folosesc tehnica Zero Day Attack. Adică intră în sistem, stau acolo tăcuți, nu fac nicio mișcare, până când nu sunt îndeplinite anumite condiții. Când acele condiții sunt îndeplinite, el se activează automat. Și culmea, nici măcar antivirusul nu-l vede, pentru că, de fapt, el este în hibernare. Nu are un comportament. Și de ce spun asta? Trebuie să vă spun puțin legat de ce înseamnă comportament și cum poate fi sesizat o aplicație malițioasă. Sistemele antivirus și de securitate, cum ar fi firewall-urile sau sistemele antivirus, în fine, își creează niște baze de date comune la nivel global în care sunt culese
să fie mai plastic, cum să o explic. Amprentele. Sunt culese amprentele și comportamentele aplicațiilor malițioase, în așa fel încât dacă o aplicație malițioasă X a fost identificată pe un calculator din Columbia în secunda asta, peste 5 secunde, dacă acea aplicație malițioasă este, se manifestă pe un calculator de aici, din România, și folosesc același sistem informatic sau de securitate, gen firewall de la Cisco sau firewall de la FortiGate sau un anumit antivirus, Avast, nu știu ce-o fi el, se poate fi imediat identificat și blocat. E bine, dacă nu există acea bază de date cu un comportament, cu acea amprentă, chiar dacă noi îl copiem, intră pe calculatorul nostru printr-un cont de utilizator gen power user sau un utilizator cu drepturi limitate, nu înseamnă că suntem safe. La fel de bine, acel program, aplicație, script, ce-o fi el, acolo care stă în aspectativă, în momentul când se pornește, poate să simuleze utilizarea comportamentului unei alte aplicații. Și atunci, dacă tu ai dat, de exemplu, drept la placa video, să spunem, da? Să aibă un anumit comportament și este placă video Nvidia, de exemplu, iar acea aplicație a fost instalată printr-un update de Nvidia, ea va simula comportamentul de Nvidia. Va colecta date și va trimite mai departe către casă, în propriu zis casă, informațiile cerute. Nu știu dacă m-a făcut înțeles, poate puțin nu a fost foarte limpede. Nu, e ok, este ok. Pentru mine este ok. Pentru CryptoDev, te rog, hai să lăsăm puțin și din cei prezenți. Dar una peste alta, Marius, în linii mari, cred că ai explicat mult mai light decât am putea crede noi. Îmi dau seama că îți este foarte greu să încerci să duci niște termeni foarte tehnici, să-i aduci în viața de zi cu zi și să-i faci să înțeleagă și pe cei care sunt antimaterie, ca să spun așa, care sunt paralel cu tehnologia. Nici eu nu mă folosesc, da, deși îmi place, dar foarte multe chestii sunt complet noi și pentru mine. Cred că este mai mult decât pe înțelesul tuturor. Când nu înțelegem, nu înțelegem și cred că e mai bine să punem mâna și să studiem și să întrebăm. Acum, da, te rog. Pentru mine e o pasiune să educ, chiar e o pasiune să educ, da? Asta îmi place, iubesc treaba asta și îmi place să învăț. Mă ofer ca din când în când pe teme, asta a fost o temă foarte largă, dar pe teme punctuale să tratăm subiectul exact la rădăcină. Adică, uite, hai să vedem una. Ok, George, cum ne putem da seama dacă cineva ne-a spart sau ne-a accesat telefonul sau laptopul? De la Ionel Gales, da? Uite, sunt proceduri care noi le putem face să identificăm, de auditare se numește, să ne audităm telefonul sau laptopul. Dar asta ar cere o temă aparte care trebuie ca să fie înțeleasă, să fie tratată aparte. Altcineva poate mă întreabă, nu știu, diverse întrebări care, uite, VMware SSE este gratis. Da, și vine întrebarea mea, putem avea încredere în tot ce este gratuit? Dacă da, până unde? Deci trebuie tratate niște lucruri ca să fie pe înțelesul tuturor, pentru că doar expunându-se problemele și situații de genul ăsta poți să înveți. Eu am discutat foarte pe larg. Nu vreau să fii speriat nimeni de aici. Vreau doar să înțelegeți că eu am conștientizat, am informat, atât. N-am făcut mai mult de atât. Marius, e mai bine să fim... Eu cred că e mai bine să fim speriați și să ne luăm toate măsurile de siguranță decât să tratăm cu lejeritate tot ceea ce se întâmplă, mai ales când
În cripto spun că se învârt niște sume amețitoare chiar și de unii membri. Acum eu aș adăuga suplimentar față de ce ai zis tu înainte de a vedea dacă sunt anumite întrebări. Toată lumea să fie extrem de atentă și eu am repetat de 1000 de ori, nu vă vehiculați portofoliile pe net. Nu spuneți peste tot câți bani ați făcut, câți bani aveți și ce mult ați reușit să câștigați. Păstrați aceste date pentru voi, nu trebuie să ne expunem portofoliul, nu trebuie să epatăm cu câți bani am făcut. Ca și în viața de zi cu zi, e mai bine să stăm modești, să stăm în banca noastră și să ne bucurăm noi de ce avem, fără să împărtășim cu toată lumea. Discreție. Bună da. Seara. Am și eu o întrebare. Dorin, doar o secundă și revin la întrebări. O să-l rog pe Marius să-mi permită 30 de secunde de info, pentru că după o să uit. O să posteze colegul meu Exalare un anunț. O să avem săptămâna viitoare, iarăși luni, un Zoom extrem de detaliat, cum am avut săptămâna trecută, cu alte topicuri, cu alte teme. Uitați-vă pe el, facem și analiză, parte de analiză tehnică, suport, rezistență, vă arătăm cum să verificați un proiect cap-coadă și să știți să puteți să luați decizii singuri legat de cum facem research pentru o monedă. Uitați-vă pe formularul pe care îl pune colegul nostru și dacă este de interes, puteți să vă faceți înscriere. Acum, revenind la subiectul nostru de astăzi, haideți să vedem, să nu-l ținem foarte mult pe Marius. Dacă sunt anumite întrebări și, Sorin, te rog, ai vrut să întrebi ceva. Bună seara încă o dată și vă mulțumesc pentru tot ce ne-ați arătat. Eu sunt foarte paralel și chiar m-ați conștientizat că eu sunt mult mai paralel decât gândeam că sunt. Eu habar nu am în informatică, habar nu am despre asta. Și aș vrea să vă întreb, cineva mi-a spus că dacă îmi iau un VPN sunt mai ferit și cum e cu VPN-ul, cum e cu antivirusul, dacă sunt de ceva folositoare sau... Da, toate sunt folositoare. Acum, într-o frază legat de VPN. Știți? Să explic VPN într-o frază e așa... O să încerc. Bun. Din punctul A în punctul B, noi vrem să comunicăm ceva. Da? Să ne gândim la VPN ca la un tub prin care noi transmitem informație. Acel tub, dacă nu ar exista VPN-ul, ar proteja doar printr-un layer extern, ca și gândiți-vă la un tub de scurgere de canalizare, da? Nu vede nimeni ce e înăuntru. Dacă ar vedea, să spunem că ar putea cumva să spargă, să intre, să vadă, ar vedea doar niște, ori ar vedea informația în clar, adică eu scriu acum în text Șinca George Marius, da? Ar putea vedea informația în clar, sau dacă aș folosi eu un sistem criptografic de încriptare a informației înainte să o trimit, ar vedea un set de caractere care ulterior ar trebui să fie spartă. Dar ar vedea ceva, da? Ar putea intercepta comunicațiile. E bine, când folosim un VPN, în funcție de cel puțin două tipuri de VPN, noi ce facem? Încerc să-mi găsesc cuvintele, dacă îmi permiteți o secundă. Din punctul 1 în punctul 10, în loc de punctul A și punctul D, folosesc punctul 1 și punctul 10, eu am de ales ca informația mea să treacă aleatoriu, impropriu-zis aleatoriu, prin anumite servere, într-un nor de proxy-uri. Acele proxy-uri sunt, de fapt, niște noduri de comunicații care îmi oferă posibilitatea de a mă pierde în mulțime, impropriu spus, a face mai grea accesarea informației transportate. Și atunci, acest proxy server
te ajută să te ascunzi în spatele unei rețele create în scopul de a comunica mai în siguranță, nu în siguranță deplină. Dar să nu uităm că atunci când vorbim de proxy servere, aceste servere sunt niște servere care au un IP. Drept urmare, în funcție de locația fizică a serverului prin care noi comunicăm și în funcție de multitudinea de noduri de comunicație, adică multitudinea de servere care se află în acea rețea, noi suntem mai vulnerabili sau mai puțin vulnerabili. Dacă folosim hidden proxies în aceste VPN-uri, adică niște servere ascunse, avem șanse cel puțin duble să ne ascundem și informația transportată din punctul 1 în punctul 10 să treacă prin proxy-uri care nu sunt văzute în mediul online, în internet. Dar pot fi identificate de către structurile de autoritate ale țărilor care găzduiesc fizic aceste servere. De aici vine și ideea, oricât ai încerca, nu te poți ascunde pe deplin, în zona virtuală mă refer. Deci VPN-ul, dacă îl veți folosi un VPN gratuit, gen, hai să mă gândesc, NordVPN, Windscribe, nu știu, sunt foarte multe, cele gratuite îți oferă o posibilitate limitată de a-ți securiza comunicațiile. Dar oricum, vreau să știți un lucru. Niciodată, orice metodă de securitate, oricât ar fi de bună, nu este mai bună decât atunci când este folosită cel puțin cu încă un sistem de securitate. Să fie minim două. 2, 3, 4, 5, câte doriți. Dacă vă veți baza pe VPN doar, fiți pe pace, oricând puteți fi vulnerabili. Dacă te bazezi pe un VPN, un antivirus și o comunicație criptată, deja vorbim de altceva. Deci sunt în funcție de mijloacele de comunicații. VPN-ul îți oferă doar, repet, acel canal de comunicații, o anonimitate, o pierdere în mulțime. Este foarte greu cuiva să te intercepteze când nu știe unde mergi. Dar dacă știe că tu comunici de aici, la serverul crypto.com, da? Îi este ușor, băi, oricum știu că interceptează crypto.com, îi clonez pagina la crypto.com, îi spun că pagina nu funcționează, reîncarcă, apasă tasta F5, face un refresh, îi apare pagina mea, introduce utilizatorul și parola și, ce știu, cârnațul de cuvinte, se reautentifice, da, intră în aplicația crypto.com, dar în același timp am și eu toate datele necesare să mă conectez de pe altă stație din altă parte. M-ați înțeles? Exact ca și la carduri. Marius, am o rugăminte la tine. Te rog. După toate lucrurile pe care ni le-ai zis în seara asta, oferă-ne un pachet, să zic așa, de securitate de la laptop, la ce laptop să avem sistem de operare, browser, VPN, antivirus. Oferă-ne, de exemplu, pentru persoana de guidelines, să zic așa, un pachet de securitate, un minim, pe care să-l implementăm fiecare. Wow! Bun. O să încerc să rezum tot în 10 minute, bine? Bun, aș începe cu următorul lucru. Identificația dispozitiv. Cât mai scurt, oricum ai atins fiecare punct l-ai atins în voice, să zicem așa, ca și o concluzie, niște pași exacti pe care să implementăm și ce alegeri să facem după mulțimea de cunoștințe pe care le-ai împărtășit cu noi. Eu am încercat să ating, ai spus foarte bine, am încercat să ating, am tratat nu superficial, ci în limita timpului disponibil. Dar pot să vă spun așa, un fel de concluzie, cum ai spus acum. Ok, identificați un calculator sau un sistem informatic, poate fi chiar mobil, care n-a mai fost folosit, dacă vreți să luați de la zero, mă refer. Și niciodată nu cumpărați second hand
să folosiți pentru așa ceva lucruri second hand. Din mai multe motive. După ce ați identificat un echipament, îl instalați cu tot ceea ce cere, după toate necesitățile software și hardware al echipamentului. Nu puneți nimic suplimentar. După ce ați instalat tot ceea ce a fost nevoie, dacă e vorba de un telefon mobil, să spunem, sau un laptop care are posibilitatea de a se instala un SIM card, eu vă recomand să cumpărați, să achiziționați un SIM de date de non-operator care doar pentru acel lucru să fie folosit. Să nu fie identificat acel e-mail, IMSI sau număr de telefon a cartelei care transportă date nicăieri. Da? După ce ați făcut lucrul ăsta, vă recomand să faceți o adresă de e-mail sau poate o aveți deja, în fine, o adresă de e-mail, se spune că porniți de la zero, o adresă de e-mail pe cel mai privacy, cel mai confidențial sau cel mai bun operator de poștă electronică. Hai să spunem, deși nu este, dar hai să spunem că este ProtonMail, da? Să spunem. Poate fi Google, în fine, voi hotărâți. După care, vă instalați pe el strict platformele care sunt folosite în procesul de vânzare, cumpărare, cripto, da? Care ar fi alea. Nu instalați pe ele niciun soi de aplicații de comunicații voce dată, fie că e vorba de Ricochet, de Pingdin, de Signal, Telegram, whatever. Alea le folosiți pe altceva. Aici voi folosi strict acest lucru. Aplicațiile dedicate vânzării, cumpărării și gestionării portofoliului. Ideea, scuze că te întrerup, ideea e că noi avem nevoie pe un dispozitiv de aceste platforme de comunicare. E crucial pentru noi să fie împreună cu celelalte. De ce e crucial? Pentru că nișa pe care suntem noi e participarea la proiecte în faze incipiente și atunci marea majoritate a proiectelor cer ca dovadă socială sau alte dovezi să participăm prin platformele lor sociale. Foarte rău. Nu se gândesc la securitatea utilizatorului. Da, păi da, nu le pasă. Păi da. Aș putea, deci dacă ar fi să particip și tu, pot să spun că te-ar mira foarte multe lucruri, pentru că chiar stau și mă gândesc după discuția pe care ai avut-o în seara asta, că ne dăm foarte, foarte ușor datele. Foarte ușor ni le dăm. Deci, eu repet, nu am experiență în zona asta. Chiar mi-ar face plăcere să mă duc puțin mai în profunzime și o să fac o propunere la final pentru voi toți. Și cred că o să vă atragă propunerea mea. Dar la final. Imediat, adică. Revenim puțin la sistemul de operare. Alegeți cu băgare de seamă ce sistem de operare folosiți în funcție de nivelul de securitate pe care îl doriți. Dacă doriți ceva mai permisiv, alegeți, bineînțeles, iOS sau Windows, să are cazul cu telefoanele mobile, puteți folosi tot iOS sau Android. Dacă vreți ceva mai sigur, eu vă recomand Tails și nu numai Tails, dar putem rămâne și la Tails. Mai este încă un sistem bazat pe Linux, de Unix Wall se numește, www.whonix.org, iar cei de la Tails este tails.boum.org. Așa. George, scuză-mă, te întrerup doar o secundă. Da. Aceste sisteme de operare, care nu sunt Windows sau iOS, sunt compatibile cu ce folosim noi, adică cu un MetaMask, cu un Coinbase, cu wallet-uri, cu Gram. Nu cred că știe. Da, e compatibil pentru că totul e în browser, nu contează.
sistemul de operare. Am înțeles. Ai vrut să zici MetaMask. Dacă sistemul de operare suportă un browser, da, gen Google Chrome sau altceva, să fie instalat, atunci de ce n-ar fi compatibil? Sistemul de operare este sistemul care operaționalizează efectiv echipamentul. Se poate folosi Tails fără VPN, fără Tor pentru browser? Tails, de exemplu, Tails are VPN inclus, are Tor inclus. Da, zic să nu fie activat, pentru că există site-uri care chiar nu funcționează în momentul în care ai VPN. Google, YouTube-ul. Vă dau un site, YouTube-ul. Cum să vă zic? Întotdeauna trebuie să alegi pentru tine. Dacă dorești ceva, am spus și mai înainte, dacă dorești ceva mai... nu atât de sigur, ceva mai degajat, da? Folosești Windows mai departe, nu e nicio problemă. Îți asumi niște riscuri. Dacă folosești iOS, îți asumi niște riscuri. Dacă vrei să fii safe, până 95% safe, vei folosi ceva de genul, cum am spus mai înainte, Tails. Nu există, nu se poate. Deci să înțelege, nu există, nu se poate în zona de IT. Decât nu știu sau nu vreau. Nu vreau, nu poate fi tratat. Nu știu, poate fi tratat. Învățăm. Asta e premisa pe care o duc eu. Deci orice este posibil. Doar să vrem. La fel e și în zona cyber, crypto, ori, se aplică oriunde. Nu știu ce să vă spun legat de Android, de exemplu. Putem alege ca alternativă, da? Cubes OS, sau putem alege Lineage OS, care e bazat pe Android, da? Ca distribuție de sistem de operare. În fine, sunt alternative care sunt mult mai serioase decât cele care sunt acum mediatizate pe piață. Mai departe, indiferent de ce sistem de operare am alege, pentru fiecare sistem de operare existent în lume, în momentul ăsta, există posibilitatea de utilizare a mașinilor virtuale. Ține de noi dacă dorim să mergem atât de profund sau nu prin utilizarea de mașini virtuale. Eu, în anumite contexte, m-am jucat puțin cu treaba asta și chiar aș putea recomanda. Ai 4 platforme pe care le folosești, fă-ți 4 mașini virtuale. Da, una o numești CryptoX, CryptoY, CryptoZ și CryptoW. Și atunci nu amesteci una cu alta și știi clar, păi vreau să tranzacționez pe CryptoX. Ai intrat pe Virtual Machine, acolo e doar CryptoX și ce ține de CryptoX. Și atât. Mă duc mai departe. Poate avem totuși nevoie de cloud storage, da? Pentru că lucrăm în cloud. Nu vă recomand, dar dacă ar fi să lucrați, alegeți o soluție de genul Nextcloud, nextcloud.com. Este printre cele mai safe. Repet, nu mă duc niciodată pe nimic ce e gratuit. În zona IT nimic nu e gratuit. Facebook-ul, pentru că chipul este gratuit, te comercializează pe tine, de fapt. Întotdeauna este un cost. Da, este o vorbă pe care probabil nu știu câtă lume știe sau probabil o știe foarte multă lume. În momentul în care nu vezi niciun cost, produsul ești tu. Da, nu, era așa. Când o chestie... plătești un produs, ești produsul. Da, tu ești produsul, da, e o chestiune. George, ca idee, dacă te rog și ai timp după ce terminăm sau mâine când poți, poate reușești să ne lași tu acele link-uri de care ai spus, pentru că unii am reușit să le reținem, unii nu, poate nu s-au înțeles foarte clar și poate ne dai câteva link-uri, ne lași în chat când ai timp. Ok, dacă se poate, am văzut că nu se, adică de regulă nu prea trimit link-uri, dar uite, ți le trimit ție, le analizezi și le trimit pui tu mai departe, e bine așa? Este ok oricum, putem să-ți acordăm dreptul de pus link-uri fără nicio problemă, nu. E doar o măsură de siguranță în plus puse de noi pe grup.
tocmai foarte bine. Uite, ăsta este un motiv în plus, lumea nu-l înțelege, de ce nu putem pune post, de ce nu putem pune link-uri, tocmai pentru că unii nu știu și o să le acceseze. Și probabil noi nu suntem atenți, cei din echipă, și cineva pune un link care nu este ceea ce trebuie, cineva îl accesează. Și tocmai pentru a evita chestia asta am eliminat această opțiune. Și nu este pentru a, nu este dictatură, cu alte cuvinte. Nu, este doar încă o măsură de protecție în plus. Sunt de acord. Atunci, uite, nu văd mai departe, pentru că poate ar fi bine să încheiem. Discuția poate merge până la dimineață, mai beau două cafele, bezi și voi câte o cafea și stăm să povestim. Dar, în schimb, vreau să vă fac propunerea de care vă spuneam. Acum, sper că câteva săptămâni să-i dăm drumul la acest centru de educație în Oradea și mi-a plăcea foarte, foarte tare, pentru că eu cred în moneda digitală că se va dezvolta, e natural și normal. Chiar mi-a plăcea foarte tare să, împreună cu voi, să facem un curs de cripto pentru copii. De ce să nu învățăm educație cripto de mici? Cu mare drag, Marius, noi asta facem pe acest canal. Rolul acestui canal, adică această comunitate are două direcții foarte clare. Una este cea cu care, să zic, am început în paralel cu ele și da, sunt la fel de importante fiecare. Unul este educația și ne bazăm foarte mult pe asta, lumea să știe ce face. Și cel mai important, să înțeleagă că este mult mai important să nu-ți pierzi fondurile decât să câștigi. Ăsta este primul pas. Și lumea nu reușește să-și dea seama că zice, a, da, am stat pe grup sau am văzut, dar n-am făcut așa mulți bani. S-ar putea să fi făcut mult mai mulți prin faptul că nu i-ai pierdut. Și a doua parte a noastră este vânzările astea private, în IDO, în ICO, dar cu siguranță noi mai avem și un canal de academy în care avem o grămadă de materiale gratuite. O grămadă. Deci vom putea fără nicio problemă să colaborăm și sunt convins că colegii mei sunt în asentimentul meu. Mi se pare o chestie fantastică și nu știu dacă în România se mai practică. Dar chiar aș vrea să fac un, poate vă este cunoscut, poate nu, un plan de lecție, să zic așa, pentru 12 luni, o dată sau de două ori pe săptămână, ca un fel de opțional, pentru copiii din clasa 5, 8 sau 8, 12, cum 18 deja e cam, sunt deja adolescenți, da? 5, 8, ca să învățăm puțin. Eu cu micuțul meu am început să ne jucăm puțin pentru el, nu pentru mine, cu Revolut, Crypto by Revolut, fără să câștigăm sau să pierdem, nu ne-am gândit la asta, dar mi-am dat seama că este atractiv și am zis, băi, cu ocazia asta e să le propun. Și prin comunitatea care este foarte activă din câte văd și îmi pare bine să văd lucrul ăsta, uite, am putea să aducem un lucru foarte fain copiilor de mâine, generație viitoare. Și de ce nu să fim văzuți la un moment dat chiar național, că uite, băi, se face chestia asta, wow! Este o idee extraordinară și cu siguranță ne putem pune jos să o discutăm. De ce nu să ne vedem la Oradea sau să ne vedem la Cluj, unde ți este mai comod. Și să putem să creionăm ceva. Colegii mei, echipa din spate, care suntem în spatele acestei comunități, toată lumea contribuie, tot știu să fac ceva și cu siguranță îndrumat și corect de un cadru universitar, de un cadru cu experiență, cu siguranță vom putea schița ceva frumos. Și așa cum ai spus tu, de ce nu să fie un motor pentru alții, poate, și să contribuim la educarea unei generații. Foarte fain, da, m-aș bucura. Mi-a părut tare. O întrebare. Da, te rog. Dacă îmi permiți, Marius, dacă mai poți să stai 10-15 minute, că noi am vorbit, dar probabil mai sunt anumite întrebări. Da, sigur. Ok, deci dacă aveți ceva întrebări pentru invitatul nostru, vă rugăm. Nimeni nimic? E liniște? Să înțeleg că s-a încercat eu, dacă îmi dai voie. Da, Dei, te rugăm.
În primul și în primul rând vreau să mulțumesc pe Marius pentru această lecție fenomenală. Cu atâta siguranță și toate ce le-a spus mie, cel puțin mi-a dat un hard reset. Și chiar vreau să-i mulțumesc pe această cale. Cu tot dragul. Dacă nu are întrebări, aș putea și eu să spun una? Sigur că da. Nu știu dacă s-a discutat subiectul ăsta. Sunt doar foarte curios. Cum putem să fim, cum poate să fie calculatorul, să spunem, virusat, doar accesând un link? Fără să descărcăm ceva anume, fără să instalăm ceva, doar accesând link-ul greșit, gata, s-a terminat. Simplu. Asta vezi tu, că accesezi doar un link, dai un click. În spatele unui link poate sta o injecție care atât de repede rulează încât nici măcar nu e nevoie din punct de vedere grafic să fie observabilă. Și e suficient să fie o comandă de câteva caractere care să deschidă un port dedicat pentru o comunicație de dată. E atât de simplu. Am înțeles. Și încă una foarte, foarte scurtă, bănesc. Dacă folosim o mașină virtuală și se întâmplă, nu știu, Doamne ferește, să se viruseze, asta ar reprezenta încă un layer de protecție împotriva virusării calculatorului principal, bănuiesc. Păi, mașina virtuală, în momentul când este folosită, îl puteți considera ca un sandbox, ca și un fel de o cutie în care, nu cutie, știți voi când se găsește câte o mină antitank, nu este detonată în mijlocul orașului, ci este adusă într-o groapă, aruncată acolo și este detonată controlat. Ei bine, dacă aveți o mașină virtuală instalată pe calculator, este acea groapă în care ce se detonează, acolo rămâne. Acum, întrebarea rămâne totuși, ce am în mașina respectivă virtuală și ce canale de comunicare am deschise din acea mașină virtuală către unde sau către ce? Să ținem cont mereu că datele pe care noi le avem în dispozitiv, fie că sunt în mașini virtuale sau pe flash drive-uri, pe ce vreți voi, ține de noi dacă dăm acces sau nu, sau dacă noi controlăm dacă ele ajung în anumite medii sau nu. Drept urmare, dacă se virusează o mașină virtuală pe care tu ai toate datele și toate conturile și tot ce vrei legat de portofoliul tău, este egal cu zero că stația principală nu este virusată și tu ți-ai expus toate datele din mașina virtuală. Ce spuneam eu mai înainte este că o mașină virtuală poate fi folosită dacă nu dorești să-ți instalezi un Tails, de exemplu. Îți copiezi acea mașină virtuală, efectiv o copiezi pe un USB drive și o duci cu tine din Cluj în București, din București în Iași și o deschizi pe un sistem de operare în care ai încredere. Da? Și așa poți să o folosești, să ai mobilitate. Am înțeles. Mulțumesc mult! Marius, în cuvinte simple, ce înseamnă mai exact o mașină virtuală? Un simulator. Un simulator de sistem de operare. Și care poate fi instalat pe ce? Sau pe orice. Acel sistem, acel program, cum este VirtualBox, este compatibil atât cu Mac, cât și cu Windows. N-am instalat pe Linux, nu știu dacă are, dar în fine, ideea e că pe orice poate fi instalat, el poate fi un simulator pentru absolut orice sistem de operare care tu te gândești să-l instalezi. Este o aplicație. Îmi permite să intervin? Te rugăm. Da. Virtual machine, pentru tuturor, este un calculator, un alt calculator. Practic pe calculatorul real, pe laptop, pe PC, ce aveți fizic, puteți instala identic, asta înseamnă un soft practic, care instalează un alt calculator. Cu aceeași procedură de instalare, exact ca și când instalezi fizic real pe un PC real.
și să stați banii calculator în calculator. Este foarte interesant de treaba asta. Eu am aflat de foarte mult timp de virtual machine, m-am jucat foarte mult timp, mulți ani în urmă. Pentru cine e interesat, dacă îmi dați voie să dau și un nume de site din România, unde un băiat Cristi îl cheamă, a făcut foarte multe tutoriale vis-a-vis de virtual machine. Îmi permiteți să vă dau numele site-ului, pentru cei care sunt interesat de virtual machine. Tu dai-l ție în privat și după aceea îl faci public, da. Exact. Acolo veți învăța foarte multe, da. Tot ce ține de partea de IT, de calculator, de la zero, efectiv, pentru cel mai începător, poate învăța foarte multe tutoriale, e român, Gragiu, și explică foarte bine, sunt foarte multe, în special pe virtual machine, sunt foarte multe. Am înțeles. Da, deci o să-l las în privat. Da. Nu fac asta, sunt pe drum. Bine. Mulțumesc. Se pot, mașini virtuale online se găsesc și pe internet și puteți vedea cum am pus un sample de ceva ce e o mașină virtuală cu Windows 95, să vedeți cum arăta Windows 95 pe vremuri și rulează din browser, doar să vedeți despre ce e vorba. Am înțeles. Ideea era doar să înțeleagă cât de cât, pentru că ideea este următoarea. Nu toată lumea este tehnică, nu toată lumea știe IT. Nu toată lumea ține neapărat să învețe, dar cu siguranță toată lumea ar vrea să se protejeze într-un fel sau altul. Bun, haideți să vedem dacă mai avem vreo întrebare pentru Marius, dacă nu să lăsăm, pentru că am profitat prea mult de bunătatea lui. Zice Kodak, care e cel mai bun antivirus? Asta e întrebare cu surpriză. Eu sunt fan Bitdefender, dar nu Bitdefender Total Security, ci Bitdefender Gravity Zone, Elite sau Ultra. Este versiunea corporate. Îmi oferă acces deplin și capacități fantastice de control asupra terminalelor și oferă servicii de securitate pe care Bitdefender pentru utilizatorul normal, cum ar fi Bitdefender Total Security, nu le oferă. Sau Avast, sau Nod, sau Kaspersky. Ba, și Kaspersky are similar ca și Gravity Zone, o versiune pentru corporate, dar, cum să zic, nu prea știe treburile astea și nu prea vrea să le știe, pentru că ar trebui să fie un management în spate, cineva care să gestioneze și să știe cum gestionează acest sistem de antivirus. Știi la ce mă gândesc eu acum, Marius, și probabil mulți dintre noi se află în situația asta. Noi deja suntem prezenți în multe platforme, site-uri, nebunii, adică ar trebui să ne dăm un reset la tot. Ceea ce pentru unde participăm noi și ceea ce facem noi acum în cripto este foarte greu să te apuci. Dar, na, cum ai zis și tu mai devreme, nu că nu se poate. Vrei sau nu vrei? Cam așa este. Dar ar trebui să o iei totul de la zero. Adică eu personal ar trebui să-mi fac o altă adresă de mail. Pentru că am început în cripto acum 5 ani, 6 ani, nici nu știam de chestia asta. Nu, îți dai seama, am folosit adrese de mail, după care le-am tot târât ani de zile, încât la un moment dat rămâi prins în toată nebunia asta, e un cerc vicios, încât nu mai prea poți să ieși, decât dacă le ștergi pe toate și le iei de la zero, iarăși. Da, te rog. Toate sistemele de siguranță nu, oarecum nu poate încetini, nu știu, calculatorul, sau cel puțin pentru momentele în care noi participăm la First Come First Serve. Da, acum hai să-ți explic cum funcționează, poate cu riscul de a mă repeta. Cu cât implementezi mai multe metode de securitate în jurul tău și ridici ziduri de securitate, îți limitezi, îți pui niște opreliști. Acum, cum să zic, lucrând cu cripto, nu cred că e vorba de, iertați în spiritul de gamer, nu cred că e vorba de Counter-Strike, unde trebuie să fie, ai un delay cât se poate de scăzut ca să reacționezi repede.
dar în același timp, dacă faci trafic mare și în timp ce stai pe platforma de, nu știu, spune tu, o platformă de tranzacționare și în același timp tu te uiți la video pe YouTube, e cu totul altceva. Adică, da, îți încetinește, de fapt, ce? Îți micșorează banda. Asta face. De exemplu, în Italia, una dintre metodele de securitate impuse de statul italian este limitarea benzii de internet a utilizatorilor comuni, casnici. Și asta pentru că să nu permită hackerilor să extragă foarte, 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 foarte multe date, filme, imagini sau să facă trafic foarte mare pe anumite rutere, echipamente de rețea, repetoare, da? Deci, da, poate să-ți încetinească munca, dar depinde cât trafic faci. Dacă tu faci doar trafic de tranzacționare, nu prea cred. Marius, acum că am văzut o chestie în chat, chiar sunt curios de treaba asta. Cât de important este un router în toată povestea asta? Fiindcă am vorbit despre laptopuri, telefoane, dar routerul de acasă, cât de important este și la ce trebuie să ne uităm când ne-am cumpărat așa ceva? Adică un router care să nu poate fi spart sau accesat foarte ușor de hackeri în acest caz. Acum, dacă îmi permiți, dacă doar cu aprins, cum să zic, un router este un echipament de rețea, este un echipament de securitate în același timp, dar iar un router care nu are servicii, nu poți să spui că e cu adevărat un router. Este mai degrabă un switch care are capacitate de rutare. Acum, dacă mă întrebi, măi, ce fel de router să-mi iau eu, care e pe cele mai sigure? Hai să mă gândesc la un FortiGate. FortiGate pentru casă, pentru un utilizator ca mine, de exemplu. Da? FortiGate, exact. Da, FortiGate 30E este un model care, uite, ar putea oferi suficient de multe layere de securitate care să nu le simți și să ruleze în spate. În același timp, dacă avem un FortiGate sau un Cisco, n-are importanță, ca router și nu are servicii de securitate, e vorba de acel cloud din care se iau amprentele, știți? De care vă spuneam adineori. Dacă nu are serviciile de securitate, este cam degeaba. Adică degeaba îmi pun eu un TP-Link, îmi iau un D-Link, îmi iau un... nu știu ce mai este, habar n-am. Nu știu, care nu are servicii, pentru că nu face altceva decât un switch și îmi dă posibilitatea să mă conectez și de pe telefon wireless și de pe fir, de pe laptop, să spunem. Secretul stă în serviciile oferite de el și în procesele, în procesorul care îl are sau nu îl are, de analiza informației. Iar un FortiGate îl are. Sunt și modele de la Cisco care îl au. Dar acum totul depinde și cât de mulți bani vrei să investești în treaba asta, în securitate. Până în 500 de euro? 500 de euro? Greu. Deci e mai scump, să înțeleg. Da. Acum, okay. Știi cât e de scump? Îi spuneam și managerilor mei în trecut, adică șefilor, măi, mă întreba, păi cum să dau eu, de exemplu, bine, la alt nivel vorbesc acum, cum să dau eu 50.000 de lei pe vremea aia pe un router de ăsta care face atâtea? Sau, și a spus, măi, hai să spun, tu zici că nu produce și nu face, dar știi când îți dai seama care e valoarea lui? Când ai pierdut ceva din cauza faptului că nu-l aveai. Știu, tocmai exact de asta mă spuneam. Exact ce spuneam mai devreme, Marius, când lumea nu realizează cât câștigă de fapt prin faptul că nu pierde. Da, da. Este foarte adevărat. Dacă este pot să intervin foarte, și eu. Foarte, da. Eu sunt unul dintre aia care a pierdut mult. Îmi pare rău. Aveam prea multe măsuri de securitate. Și după aia am devenit paranoic. Acum cumpăr și instalez, pun absolut tot ce apare și ce învăț că e mai bun.
Deci, exact, până nu-i pierzi, ți se pare scump. După ce pierzi, nu mai e nimic ca scump. Ai vrea de toate. Da, uite. Iar acum mă uit așa la un router FortiGate 30 aproximativ. Nu-mi vine acum direct, oricum astea sunt alte prețuri. Îl găsești undeva în... Am găsit 3, mai înainte, 3.900 de lei. Asta mă să zic, între 3.000-4.000 de lei, dar dacă ai niște prieteni care sunt importatori sau integratori de soluții de securitate, îl poți găsi și până la 2.500, până în 3.000. Acum, depinde de adaosul lor. Da, dragilor. Okay, îmi poți lăsa un link, mă scuzi, îmi poți lăsa un link în privat, te rog frumos, chiar de, o să nu o să lase Marius pe privat, pentru că nu e ok, nu o să-l bombardăm pe Marius, o să-i lăsăm la Marius noi ce avem nevoie, ce ne interesează și o să-i dăm unul dintre noi, o să-i dăm un mesaj compact, ca să nu bombardăm fiecare cu mesaje, cu chestii de genul. O să încercăm noi să facem o listă, Marius, cu ce ne-ar interesa și poate ne dai niște link-uri ca să nu te bombardăm. Și rugămintea mea este și pentru cei prezenți, nu-l bombardați în privat pe Marius cu mesaje cu alea. Haideți să punem, să structurăm la noi pe grup o chestie ce ne interesează și să-l rugăm pe Marius să îi le dau toate compactate, în așa fel încât să nu răspundă la 50 de persoane odată, că nu e plăcut. Acum, nu că n-aș vrea, dar eu dimineața până la 4 sunt pe zona mea, de la 4 până pe la 8-9 sunt cu refugiații și nu prea am timp, doar seara de regulă am timp. Am înțeles. Nu e o problemă că, Marius, cum stăm deja de atâția ani și stăm neprotejați sau unii dintre noi mai mult sau mai puțin protejați, cu siguranță mai putem aștepta câteva zile să strângem un set de nevoi, ca să zic așa, și să ți le dăm la un moment dat toate la un loc, ca să nu ne întindem. Excelent. Marius, cu siguranță ne uităm toți la routerul nostru TP-Link și nu știm de ce e acolo. Da. Partea asta e clar, fiecare ne luăm informațiile la nivelul nostru de cunoaștere. Cum spunea mai devreme persoana care a vorbit înainte, că și-a luat toate măsurile de siguranță și caută tot ce este mai bun, trebuie văzut și cu partea asta ce este mai bun, că depinde cine îți recomandă că este mai bun. Și asta este o chestie discutabilă. Cred că și nu neapărat, probabil că Marius îmi dai sau nu dreptate, nu neapărat ce e cel mai scump e și cel mai bun de fiecare dată. Nu. Nu e, da, așa este. Adică nu cel mai scump e cel mai bun. Eu n-am niciun interes în secunda asta să vă spun că sunt echipamente foarte scumpe și foarte bune, dar sunt la fel de bune și altele mai ieftine. Dar totuși, eu nu mă îndrept, dacă eu să vorbesc despre securitate la modul minim de serios cât pot să fiu, eu niciodată nu mă voi raporta la un D-Link sau un TP-Link. Eu sub FortiGate sau Cisco sau, în fine, hai să rămânem la astea două, nu mă raportez pentru că eu știu cu ce mă joc. Da, e clar. Ne trebuie un hard reset, Marius, fără doar și poate, adică eu sunt 100% sigur că îmi trebuie. Este clar să vede că deja nici nu mai vorbești bine. Păi nu mai, că e deja mă dau seama că știam și nu mi-este o chestie străină ceea ce mi-a spus Marius în linii mari, să zic, fără a mă raporta la detaliile tehnice. Dar e, cred că, comoditatea aia și obișnuința, mai degrabă obișnuința decât comoditatea. Dar, în fine, Marius, nu pot decât să îți mulțumesc foarte mult în numele comunității. Înainte de a încheia, vreau să anunț pe cei prezenți că săptămâna viitoare vom avea un invitat special, pe Antonio de la Sense4Fit, un proiect nou în cripto, un proiect foarte frumos. Trebuie să fiu cinstit să vă spun că atât eu cât și colegul meu Romi facem parte din proiect. Sprijinim proiectul și efectiv suntem parte din el. Deci săptămâna viitoare, joi, în Voice, vom avea proiectul Sense4Fit.
pregătim deja voice-urile și pentru săptămâna cealaltă și peste două săptămâni, în care o să avem invitat probabil un alt domn care ne va spune despre educație financiară. Încercăm să pregătim din timp tot felul de topicuri interesante. Marius, încă o dată îți mulțumesc foarte mult. Te rugăm să mai vii la noi. Poate că structurăm mai bine, cum ai zis și tu, încât să nu ne întindem două ore. Poate găsim câte un subiect, două pe care să le batem. Și poimul special. Oricând ușa noastră îți este deschisă și dacă vrei să te ajutăm cu cripto, te ajutăm. Nu mai cumpăra ceva. Bine, eu v-am spus și am de atunci n-am mai făcut nimic, deci nu, gata. Important este că ai ieșit cu profit. George, legat de asta cu educația financiară, că spuneai mai devreme de programul ăla și ziceai că pentru copiii de clasele 5-8, că după sunt adolescenți, chiar acolo e problema la adolescenți, pentru că se uită mult pe TikTok, se uită mult pe Facebook, pe Instagram, văd toți influencerii care au făcut bani cu Shiba și pe prima dată când pun mâna pe niște bani, tocmai între acolo se îndreaptă. Acum tu ai făcut niște bani cu Shiba că ți-a crescut Shiba, dar să știi că ești în procentul ăla de 1% din cei care au investit în Shiba și au făcut bani. Restul de 99% au pierdut. Da, eu am făcut din greșeală, deci nu am vrut să fac. Eu doar testam. La lumea a crescut și baromii, dar nu toată lumea a fost suficient de inspirată. Păi, nu, și nu toată lumea a fost, nu a fost lacom, știi? Adică aici e diferența. Cine cumpără Shiba, în general îl cumpără când e hype-ul mare și când e pe vârf, că atunci aude de el. Și după aceea vine scăderea. Da. Acum, Marius, eu vă mulțumesc pentru tot și oricând telefonul meu e deschis, sunt care dintre voi care îl aveți, mă găsiți în Oradea, mă găsiți în Cluj, îmi dați un telefon, spuneți, programăm, știm subiectul, îmi dați timp răgaz să gândesc puțin ce să vorbesc și sunt deschis. Sunt deschis la tot. Voi veni din nou cu invitația la momentul potrivit să facem acea chestie de educație financiară, pentru că v-a spus foarte corect, ar fi bine ca adolescenții deja să cunoască ce vor face, nu să crească pe vibe și după aia să cadă în cap, cum spuneați adineori. Da, și mă bazez pe oameni faini cu voi. Felicitări pentru grupul ăsta foarte activ. Fantastic. Vă invidiez, vă aplaud. Îți mulțumim. Ne onorează cuvintele tale. Îți mulțumim încă o dată. Îți dorim o seară bună și te așteptăm cu drag la noi oricând. Asemenea. Și tuturor vă doresc o seară bună, un weekend frumos. Nu uitați să verificați formularul pe care l-am postat. Cred că este o chestie extrem de interesantă pentru cei care doresc. Nu uitați că săptămâna viitoare vom avea un invitat special, un proiect special. Vă așteptăm și vă doresc o seară bună. Noapte bună. Salut. Mulțumim. Seară bună. Seară bună.